Iubesc varza călită. Și dacă mai am lângă ea și o mămăligă fierbinte, nu pot să-mi doresc nimic mai mult. Iar acum că ți-am făcut poftă, hai să-ți arăt și cum am preparat-o. Am folosit o varză mare pe care am tăiat-o în sferturi și am încercat să o tai cât mai fin. Și atenție, am zis că am încercat să o tai fin, nu neapărat că am și reușit. Am pus peste ea o linguriță de sare, apoi cu mâna am încercat să o amestec cât mai bine și am dat-o deoparte pentru 10 minute, cât timp m-am ocupat de celelalte ingrediente. Am lăsat o oală pe foc mediu, am pus în ea două linguri de ulei, iar când acesta s-a încălzit, am adăugat și 3 cepe micuțe pe care le-am tocat mărunt. Peste ceapa călită am pus 350 de grame de cărnat tăiat feliuțe Cimbru proaspăt, câteva boabe de piper, două foi de dafin, sare și am amestecat foarte bine. După aproximativ 5 minute am pus și varza și am amestecat. Am mai lăsat totul pe foc pentru 10 minute, timp în care am amestecat constant. Am adăugat apoi 240 de grame de roșii cubulețe, 200 de ml de apă și 4-5 lingurițe generoase de pastă concentrată de tomate. După alte 5 minute, am transferat totul într o tavă, am nivelat bine și am introdus tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 45 de minute. În tot acest timp am mai amestecat în compoziție de două ori. Și desigur că nu există varză călită fără mămăligă. De obicei la o măligă nu cântăresc ingredientele, pun totul din ochi. Și uitați-vă cât de bine arăta varza atunci când am scos-o din cuptor. La fix a fost gata și mămăliga pe care am răsturnat-o pe farfurie. Și cam acesta este rezultatul final. Sper să vă placă și să încercați și voi. V-am pupat!